știu ce să mă fac, înțelege-mă și pe mine că am nevoie de un vârf de atac, frate, trebuie și mie un om de gol acolo, trebuie să fac ceva că am etapă peste câteva zile. Te rog frumos, ajută-mă, am ajuns să dau anunțuri pe presă, pe la televiziune, am nevoie de un om, de un golgheter adevărat, hai mă ajuți? Te rog, caută-mi, găsește-mi un om cât de curând, da? Bine, hai, te-am pupat, pa, numai bine, pa! Bună seara! Bună seara, da. Am întârziat? Da, ieșiți, faceți prima dreapta și imediat după colț acolo găsiți... Ce? Magazinul ăla de bijuterii, de haine, de... Ce drăguț sunteți și ce simpatic, da, mulțumesc. Mimi mă cheamă. Îmi pare bine, Gigi Ionescu. Vai de mine, domnul Gigi, dar pe dumneavoastră cine nu vă cunoaște în toate emisiunile astea la televiziune pe unde ați apărut? Da, vreau să vă spun ceva, sunteți mai simpatic decât la televizor. Mulțumesc, ați văzut și la televizor, nu? Da, chiar și săptămâna trecută când ați apărut în talk show-ul acela și vorbeați așa despre blaturile din fotbal, erați extraordinari. Da, băi, hai, dați-i drumul la încălzire, hai, gata, hai. Da, cu ce vă pot fi de folos, doamnă? Nu se poate. Ce s-a întâmplat? Dumnezeule, nu se poate. Ce-ați pățit, domnule? Îmi dați voie să-l ating. Ce? Fluierul dumneavoastră. Ah. Da. Ce fluier frumos aveți! Doamnă! Spuneți-mi, vă rog, este adus din afară? Nu. Minunat! Este absolut minunat! Pot să încep? Ce să începeți? Să mă dezbrac! Stați un pic, doamnă, cine sunteți dumneavoastră? Mimi, nu v-am spus, mă cheamă Mimi. Mimi, am înțeles, dar ce faceți aici? Absolut orice! Sunt profesionistă! Vreți să-mi arăt? Ce să-mi arăt? Stați... Recomandările mele. Cine vă recomandă? Absolut toți cei pentru care am lucrat mă recomandă. Pentru ce vă recomandă, doamnă? Domnule, n-ați dat anunț la Antena 1. Căutăm vârf de atac cu experiență. Eu sunt Mimi. Da, doamnă, și? Și uite, asta este. Ce faceți acolo? Stați. Imediat, stați că vă arăt acum ce știu să facem cel mai bine, da? Doamnă, vă rog frumos, poate să vină cineva. Nu vine nimeni, eu vă arăt. Doamnă, încetați, vă rog foarte mult. Doamne, stai un pic că-ți arăt. Da? Doamnă, scumpă. Mimi, eu sunt. Doamne scumpă, stați un pic, doamne, este... Ia spuneți-mi, cu ce vreți să încep? Cu un dribling, cu un șut pe poartă sau mai bine cu o intrare la rupere, așa puternică? Doamne scumpă, stați un pic, că e o confuzie, doamne. Nu e nici o confuzie, doamne, ați dat anunț la Antena 1, caut vârf de atac cu experiență, eu sunt Mimi, doamne, sunt doamne scumpă, eu sunt. Doamne scumpă, am și vână. Doamnă, stați un pic, doamnă! Doamnă, stați un pic! Stați o secundă, ați fost... Este o încurcătură, doamnă! Clubul nostru nu are secție de fotbal feminin, înțeleg? Eu am nevoie de un fotbalist, doamnă! Eu sunt! V-am spus, un profesionist, nu se vede, mă doamnă, rat. Caut un bărbat! Doamne, treaba dumitare pe mine nu mă interesează orientările sexuale ale nimănui, nu înțelegi? Doamnă scumpă, uita... Doamnă scumpă! Mie nu merge de glume, doamnă. Doamne, eu nu glumesc, nu înțelegi, eu știu să fac și fază de atac, și fază de apărare. Nu vrei să-ți arăt un marcaj, om la om? Nu se poate, doamnă, terminați cu chestiile astea, vă rog foarte mult. Dar de ce? Păi, doamnă, dați buzna așa peste mine aici. Eu sunt un om serios, sunt un om însurat, am familie, am copii, vă rog foarte mult. Doamne, asta e un pic, că acum mă supăr eu. Ce ți-am cerut să facem, schimb de tricouri? Asta cine mai lipsea, e? Și m-am antrenat și am venit în urma anunțului. Eu sunt o femeie serioasă și eu am familie și eu am copii. Doamne, să nu mai cu chestia asta, mă zic că fotbalul nu umblă cu tot felul de treburi. Pe mine nu m-a interesat cu mine să vorbesc frumos, pentru că m-am antrenat și am venit aici în urma unui antrenament foarte puternic. Mă sunt că sunt profesionistă și sunt și antrenată și am și recomandările de la toți și pentru care am lucrat. Pe mine nu mai cu... Doamnă scumpă! M-am liniștit acum! Femeile nu au ce să caute aici! De ce, domnule, dumneata faci discriminări pe motive de sex? Doamne, nu fac niciun fel de discriminare, doamne, dar pur și simplu, locul dumitale nu e aici! Am înțeles! Dumneata sugerez că locul meu ar fi la cratiță, nu-i așa? Doamne, nu sugerez, doamne, nimic, înțelegeți că e o problemă de... anatomie! Asta nu este o problemă, pentru că la anatomie mi-am avut întotdeauna numai nota 10!
și pe tricou. Doamne, plătești vreo feministă? Ce să fiu? Ce să fiu? Doamne, plătești vreo mișcare de-asta feministă? Ai... Nu, doamne, dumneata ești un conglomerat misogin. Hua, hua, hua. Doamna, doamna, aceste cuvinte mă doare, să știți. Vreau să spun tot, gata, am terminat. Înțelegeți odată pentru totdeauna. Nu aveți ce să căutați aici. Dar de ce? Pentru că nu se poate, doamna, să jucați fotbal la un loc cu bărbații. Azi vreți să jucați fotbal, mâine vreți să și boxați cu ei. Ia uite asta. Doamna, vă rog foarte mult. Nu, vezi vâna ta, asta. Vâna ta e, o vezi? Ce-ați bătit? Eu nimic, dar să-l vezi pe bărbate, nu? V-ați bătut soțul? În două manșe, tur-retur. Așa că să nu umbli cu mine cu apurel de-astea. Eu știu care e problema voastră a bărbaților. Vă e frică, ai problema, vă e frică. Asta e cuvântul, domnul, da? De ce? Vă e frică să nu venim noi să vă luăm locul. Cine noi, doamnă? Noi, femeile. Păi ce la-i fotbal, ce jucați voi bărbații acolo? Dar ce, adică ce vreți să... Adică apar n-aveți cum să pună osul la treabă, domnule, când îți vine mingea așa la picior. Să-i dai un șut să se ducă direct pe poartă. Dar nu, dacă vă lovește cineva, vă întindeți pe teren și începe să urlați. O, mamă! Cât se poate așa ceva? Cât se poate? Doamne, domnilor, domnule, o femeie nu urlă așa nici când naște. Să poate așa ceva? Să vă faceți de râs, să vă întindeți pe acolo, să vă dați în stambă. Domne, eu te-am văzut pe dumneata la televizor și mi-ai făcut o impresie deosebită. Dar acum nu vreau să spun. Și să mai zic un lucru, acum de încheiere. O să mă duc undeva unde calitățile mele feminine să fie apreciate la justa lor valoare. Unde, doamnă? La echipa de rugby. Acolo, calitățile mele feminine vor fi foarte bine puse în valoare. Se caută mijlocași la grămadă. Și să nu vă mai prind, vă mai întindeți pe teren, să strigați. Mama! Stați, doamnă! Ești! Uite-o! Doamne, e nebun! E nebună, dar e bună! Excelent, Poveda, adorabilă Crina Matei, trebuie să recunoașteți.